suntem supărați, suntem triști. Înainte de aceste două partide care le aveam acasă, nu ne gândeam niciodată că vom obține doar un punct. Vă spun sincer că eu și echipa, stafful, toată lumea ne-am gândit la minim 4 puncte. Ne-am dorit 6, dar am zis că suntem mulțumiți și cu 4. Încă o dată se dovedește că la fotbal nu poți să-ți faci planuri. Este greu să anticipezi ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat la începutul meciului acolo, acel gol bat foarte rapid? În primul și în primul rând nu avea voie să iasă de aici, de unde au bătut acel aut, după care au dezvoltat mai departe în partea dreaptă a lor și iarăși o nesincronizare a noastră, a aplicat atacantul în spatele nostru, probabil lipsa de comunicare și așa s-a scris acea fază, am început de la 1-0, din păcate. Puteam să avem un avantaj mai liniștitor după aceste două partide. Dacă ne gândim că astăzi, dacă luam cele 3 puncte, ne duceam la 6 puncte de Slobozia, chiar dacă mai au un meci în minus și îl joacă mâine, era mult mai liniștit, dar și vorba aia, nu putem să mânim pe Dumnezeu. Suntem pe primul loc, suntem un obiectiv, obiectivul nostru personal al grupului și al staff-ului a fost locul 1-2 în acest sezon. Dacă anul trecut am antrenat pe locul 4 și n-am avut drept să jucăm acel baraj, acum ne-am dorit de la bun început să promovăm din punct de vedere sportiv. Daniel, doar 1-1, încheiem totuși prima parte a sezonului pe prima poziție. Ce te-a mulțumit la acest meci și ce te-a nemulțumit? Ce să mă mulțumesc? Nu știu dacă m-am mulțumit. Poate atitudinea unora în repriza a doua, când au încercat și am reușit să egalăm până la urmă. Unii au demonstrat că vor, unii că se mulțumesc să stea la loc călduț. Atunci când apelezi la ei, când sunt probleme și îi bat să joace, se pare că nu-și doresc așa de mult. De aceea sunt supărat pe unii dintre ei. Am spus că o să fie ceva, să fie liniște, pentru că suntem pe primul loc, dar schimbă situația aceste două rezultate negative de pe teren propriu. Până la urmă, eu sunt în obiectiv să intru în play-off, s-ar putea să intrăm în play-off, suntem și pe locul 1, deși unii de sus ne spun că poate nu e bine, dar mai sus de locul 1 nu pot să mă duc deocamdată. Dar încercăm. Eu îmi fac tot posibil, vedeți cum trăiesc și aș vrea și eu, din partea mai multora, să fie cu inima față de această echipă, pentru că eu dau totul. Mă zbat, am familie acasă și nu vreau să, până la urmă, nu știu, e sănătatea mea în joc. Trăiesc pentru rezultat, pentru echipă, pentru toți care sunt alături de Steaua. Da? Pentru că știu că în unele momente, chiar dintre ai noștri, mai e bucurie când avem eșecurile astea. Și o spun de fiecare dată. Chiar dacă supăr pe cineva, aș vrea să fie mai mult din partea tuturor. Da? Nu e de ajuns doar că băgăm un salariu sau lucrurile astea. Da? Să fim și la greu. Da? Că mă deranjează unele cuvinte și neîncrederea în această echipă. Eu nu văd că sunt, poate sunt probleme. Am avut și accidentați, încerc să le rezolv, de fiecare dată am găsit soluții. Eu de când am venit aici mi-am făcut treaba, în ăștia 3 ani jumătate, mai am o jumătate până fac al 4-lea și cred că o să îndeplinesc și acest obiectiv. Da? Eu cred că am făcut ceea ce ține de mine și de echipă. Asta vreau să spun, că sunt niște înțepături care nu și-au rost. Sunt pe primul loc și în această pauză de iarnă o să reglez mai multe lucruri ca echipa să arate și mai bine. Pentru că am avut probleme cu accidentații, vedeți, din 4 fundași intrari am ajuns la meciul acesta să mai am decât unul. Sunt probleme, asta a fost și ghinion. We'll be right back.